În județul Timiș continuă acțiunile anticerșătorie. Astfel, oamenii legii au depistat un bărbat de 31 de ani din județul Caraș-Severin, care cerșea folosindu-se de copilul său de 4 ani, în fața Catedralei Mitropolitane din Timișoara. Individul a fost sancționat cu o amendă în valoare de 300 de lei și predat împreună cu fiul său Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului. De asemenea, un alt bărbat în vârstă de 24 de ani din județul Ilfov a fost prins cerșind în Piața Libertății acesta cerea sume de bani pentru Asociația Regională pentru Surdomuți și Copii Săraci, asociație inexistentă. Individul nu a scăpat nesancționat de către polițiști. Poliția locală Timișoara trage un semnal de alarmă cetățenilor să nu dea bani cerșetorilor. Mulți dintre aceștia, deși sunt apți de muncă, preferă să apeleze la tot felul de metode pentru a obține bani mai ușor, profitând de naivitatea oamenilor care muncesc mult mai mult pentru banii pe care îi dau acestora.